Tare. doar bani. Până una alta avem un Schengen militar, care începe să fie ușor-ușor implementat. Va trebui să ajutăm și noi la construirea infrastructurii. Sunteți infra români? De unde sunteți? Sunteți români acolo. Da. Sunt, uh, sunt, sunt mulți uh, da. vizitatori, Tine. inclusiv uh, români și uh, tineri, uh, și sunt uh, mulți cei care se uită suntem spre Bruxelles. Noi, suntem noi frumoși, dar nu chiar atât de frumoși încât să atragem a... Da. 50-60 de persoane privirile. Se, Clar că -s -s români. Se uită uh, mult spre Bruxelles, uh, pentru că de aici poate veni cheia. Da. De aici vin banii, ziceați, de aici poate uh, veni uh, soluția Doamna pentru sub, infrastructură. Nu, nu zic întâmplător, e sunteți infrastructura un om? asta da. care ne ajută enorm în Până tără. astăzi sunteți un, un jurnalist foarte familiarizat cu coridoarele bruxelles și cu instituțiile europee. De 8 europee. ani de zile este această emisiune. Uh, Vă mai spun o chestiune. Această emisiune este de una de maxim impact care se monitorizează inclusiv pe ceea ce înseamnă Comisie, Consiliu, Birou de Presa Parlamentului și principalele ambasade a europene prezente la București. E foarte important pentru ele, dar mai ales pentru român să știe un lucru. Plusul, diferența de balanță între ce am plătit la Uniunea Europeană și ce am încasat, este de mai bine de două treimi. Am încasat 93 de miliarde de euro, care se regăsesc în școli, spitale, drumuri, aducțiuni de apă, aducțiuni de gaz și am plătit 26 de miliarde. Asta pentru cei care încearcă o manipulare ordinară cu atacuri la adresa Uniunii Europene, spunând România a plătit mai mult decât a încasat. Nu! Faceți calculul! România nu a plătit mai mult decât a încasat. Suntem țară net beneficiară. Net Absolut. beneficiar. Nu suntem în situația Germaniei. Nemții pot să se uite ciudat pentru că, într-adevăr, au plătit enorm. Și au încasat doar în anumite landuri mai mult. Au da... avut alte beneficii însă de-a lungul oh, timpului oh, oh, și, și au, știu și asta. Au, și au din plin. Noi n-am fost nici francezii care să aibă o negociată, o subvenție în agricultură, poate cea mai mare subvenție, pentru că au subvenție și de 650 de euro la hectar pentru sfeclă roșie, spre exemplu. Noi, în schimb, dacă luăm per total, încasăm 2,3 miliarde de euro subvenție directă în agricultură pentru 760.000 de, de, fermieri români. I-am întrebat, erau aici 400 veniți la Bruxelles. Și am întrebat, de unde aveți banii din subvenții? Aveți subvenții? Toți au ridicat mâna. De unde aveți banii din subvenții? De la APIA, domnul Rareș. De la guvernul dumneavoastră? Nu. Nu-i aveți de la guvernul nostru, PNL, PSD, nu aveți nici de la APIA API, e doar o instituție care împarte banii. Banii aveți de aici. De unde? Zic, de aici. Cum de aici? Zic, da, de la Bruxelles. Dacă mâine, nu mai suntem membri ai Uniunii Europene, dacă mâine tensionăm relația cu Bruxelles, puțin ca ungurii. Și ni se suspendă 20 de miliarde de euro. Adică cum? Adică dumneavoastră să nu mai luați 2,3 miliarde de euro bani care vă ajută să supraviețuiți sau să faceți profituri. Cât rezistați? Păi jumătate dăm faliment. Bravo. Dar conștientizați că luați banii aia pentru că suntem membri ai Uniunii Europene. Dacă mâine nu mai suntem, banii ai pierdeți. Rares Bogdan, care e principalul mesaj pe care îl transmiteți în finalul discuției noastre celor Cum, de Cum, repede, am de acum începem. Bruxel. Nu. <laughs> care e mesajul de aici, de la Bruxelles, cel mai important? Credeți în Europa, România este partea Europei. Cereți-le politicienilor pe care îi veți vota pe 9 iunie să vă reprezinte cu succes, să se bată, să aducă argumente, să vorbească în fața Europei despre istoria fantastică pro-europeană a acestei națiuni, despre caracterul european al acestui popor. Doamne pe noi încearcă unii să ne explice că trebuie să fim toleranți, să, fim, să conviețuim multietnici, multicultural. Păi Dumnezeule, cele mai puternice uh, regiuni de conviețuire multiculturală, multietică, multireligioasă sunt Dobrogea și Transilvania. Noi acolo conviețuim de o mie de ani în felul acesta. Nu trebuie să vină cineva să-mi explice că în regiunea capitalei Bruxelles sau în Berlin sau în, în, în regiunea catalană sau în Valencia se conviețuiește așa. Noi le dăm lecții celorlalți. Dar trebuie să vorbim despre asta. Trebuie să le spunem ce înseamnă Europa. Trebuie să le spunem ce înseamnă regulile, Trebuie să le spunem de cei șase milioane de români care trăiesc și muncesc cu drepturi de pline în Europa, tocmai pentru că suntem membri ai Uniunii Europene. Trebuie să le spunem despre banii europeni și schimbarea vieții românilor cu ajutorul unor administrații de succes care au știut că implementarea banilor europeni în spitale, în școli noi, în infrastructură rutieră, infrastructură feroviară, în am avut 2600 de școli. În urmă cu 4 ani mergeam în campanie și erau 2600 de școli din 16500 care aveau toalete în curte. Eram pe ultimul loc în Europa. Astăzi mai sunt 148. În 4 ani, 148. Restul au fost modernizate cu bani europeni. Până și asta. Legături de gaz, adică aducțiuni de gaz, aducțiuni de apă, canalizare, o mulțime de lucruri făcute cu bani europeni, parcuri auto autobuze, tramvaie cu bani europeni. De asemenea, vă dau un exemplu, drumurile Pusenilor, 86 de milioane bani europeni, renovări de cetăți, cetăți dacice, cetatea din Oradea, cetatea din Descaun din Moldova, cetatea din Alba Iulia, toate renovate, 148 de milioane la Alba Iulia, doar pentru renovarea, pentru refacerea, restaurarea cetății. Asta este realitatea europeană. Asta este realitatea. Dacă noi mergem acum în regiunea Bruxeleze, Mergem în Catalunia, în Bavaria, în Lombardia, în cele mai bogate regiuni ale Europei și luăm 5 școli. Și aceleași 5 școli le luăm din un... le alegeți dumneavoastră din 86 de școli cât are Cluj-Napoca. Vă asigur că șansa să găsiți mai renovate, mai refăcute, mai utilate decât școlile din Cluj este mică în cele mai bogate regiuni europene. Dar sigur că e dureros să văd că avem două regiuni, București-Ilfov și regiunea de nord-vest, care sunt în top 10 regiuni de dezvoltare la nivel european și avem alte două regiuni care sunt top 10 regiuni ale sărăciei la nivel european în aceeași țară. Una dintre ele, Oltenia. E o durere pentru mine să mai văd această dispar, disparități extrem de puternice. E o zonă în care mai avem de lucrat, e adevărat. Mulțumesc foarte mult, Rareș Bogdan, pentru prezența în lumea Felicitări dumneavoastră. pentru faptul că le informați pe români cu privire la ce se întâmplă în Europa și ce înseamnă Europa pentru ei. Manfred Weber spunea în campania de acum patru ani o chestiune superbă. A spus-o la un mare meeting în Italia, la Torino, și a spus, Uniunea Europeană, stă asemenea unei și toate construcții, deci tot ceea ce înseamnă Consiliu, Parlament, Comisia Europeană, stau asemenea unei imense cupole deasupra care se sprijină pe turnele tuturor bisericilor creștine din Europa. Pentru că Europa este creștină. Pentru că această bază iudeo-creștină este baza culturală a Europei. Și noi nu putem merge înainte fără să conștientizăm ceea ce înseamnă valoarea creștinismului pentru Europa pentru că România este creștină și Europa este creștină. Poate vom vorbi și despre asta odată și despre valori și despre familie și despre tot ceea ce ține acest continent super cu o cultură fabuloasă. Eu cât de câte ori vin din diverse colțuri ale lumii și aterizez într un aeroport din Europa, oriunde ar fi acesta, simt o anumită emoție pentru că îmi dau seama cât de specială e asta, această regiune și cât de multă forță culturală, civilizațională are Europa față de toate celelalte regiuni ale globului. O să mai vorbim și despre aceste lucruri. Mulțumesc foarte Mulțumesc. mult, dragă Bogdan. Vă, celor de acasă, vă spun să rămâneți pe Antena 3 Sienen. Nu uitați că ne revedem și sâmbătă viitoare la 9 și 30 de minute. Cu bine și sănătoși să fim!